Ia mă, că a făcut red. Că m-ați întrebat ce se întâmplă în Franța. Na. Dar înainte să intrăm în subiect, vreau să vă zic că sunt live chiar acum pe canalul secundar. Ne jucăm MCSG, ați auzit bine, Minecraft Survival Games, pe un server românesc. Hai să-l vedeți pe zeul MCSG-ului din nou în acțiune. Bă, în Franța e un dezastru total în momentul de față. Cred că toți sunteți la curent cu faptul că în Franța în momentul ăsta îs o grămadă de revolte, pentru că dacă ați intrat pe orice site de socializare și la știri și peste tot se vorbește despre chestia asta, pe TikTok e plin de TikTok-uri cu chestia asta, deci 100% sunteți conștienți că există și se întâmplă în momentul ăsta revolte în Franța, așa că am zis oricum să facem un video în care să vorbim despre toată nebunia asta și să dăm așa un deep dive, să zic. Ok, tot a început de la faptul că un adolescent de 17 ani care e de origine al... Marta Strânebalu, un gaj de revolt, a fost mănătat sâmbătă, a fost apușcat de un polițist după ce nu s-a supus un de oprire în trafic. Ce a fost și la noi? La fel, cu colectivul a fost, mamă, ce a fost atunci la proteste, frate. Vai de capul meu, ce a fost la proteste cu colectivul atunci, frate. Algeriană a fost omorât în trafic de către un polițist pentru că nu a vrut să se... Am avut ceva asemănător, dar mamă, rău de tot când a fost foaie. Supună ordinelor polițistului de a se opri. Ați văzut probabil video-ul, nu o să-l pun pe clip pentru că este destul de sensibil. Băiatul ăsta era underage, conducea, avea 17 ani și la 17 ani nu ai voie să ai permis în mod normal, deci conducea underage, plus că a încălcat și alte reguli de trafic, așa că a fost oprit de către polițist și ulterior din păcate împușcat. Toată chestia asta a strânit revoltele astea gigantice. După cum ați observat, oamenii dau foc la clădiri, dau foc la mașini, lutează tot ce prind, îs violenți. Este un protest incredibil de violent. Bineînțeles, în unele părți ale Franței protestul ăsta este și pașnic, dar în marea majoritate, din păcate... Uite, cineva a zis Imogene că tu compari cu ce a fost la colectiv, cu ce e în Franța acum, serios? Păi da, păi nu e vorba de protest, n-au fost tot proteste și au fost în toată România și au ieșit foarte multă lume. Ce am zis greșit? Cineva a zis că a fugit de la... e băie, nu a oprit, nu avea nici permis, a încercat să fugă, ce atâta dramă? Dacă era frate tu, mai zice așa, n-a zicec? Sau Andrei, dacă era frate tu sau fii tu, mai zice așa? Câți n-ați fost copii și ați greșit în viața asta? Eu unul am greșit. Câți n-ați greșit când erați copii? Sincer acum. Nu se scuză, că nu pot să scuze, dar toți am greșit când eram copii. Mersi mult, membru, băiatul meu! Eu ești nebun la cap? Am dat fără să vreau... focul tâmpiță ăștia de la mine de la 14 ani, am dat foc la din greșeală la, cum se cheamă, la subsolul, la un bloc. Ești nebun? Din greșeală de copii proști eram. Este violent. Cel mai nașpa lucru este faptul că vârsta medie este de 17 ani a oamenilor arestați. Și se zice aici că o arestat printre cei care au provocat incendii și copii de 12 sau 13 ani. Nasol rău de tot, mă, frate, mă. Incredibil, mă, cultura asta noastră, pe ce cultura, muzica pe care o ascultăm, tot ce ne înconjoară, mă, cât de violentă îi să mor eu de nu. Din păcate, unii nu primesc educația necesară ca să fie de... Bă, oricum, părerile sunt împărțite și fiecare are dreptul să-i spună părerea, nu? E normal. Destul de inteligenți ca să facă diferența dintre așa da și așa nu. Dar asta este, frate, ce să facem? Asta este lumea în care trăim, știi ce zic, și generațiile care o să urmeze o să se maturizeze și ei la un moment dat. Dar e nașpa pentru că s-a întâmplat chestia asta că, uite, oamenii ăștia poate o să aibă viața futută. Zice aici că violențele au continuat și la Paris, în suburbii sau în alte orașe precum Grenoble și Strasbourg. În total, peste 700 de magazine au fost jefuite și devastate în ultimele zile. Ați văzut și voi probabil. Nu se referi vere că e aceea situația, spus simplu că și atunci au fost proteste mari. Exact la asta mă refer, că atunci la noi cu colectiv au fost proteste foarte mari. Video ăla în care a intrat un Porsche în Lidl, frate, ești nebun. N-au gândiți-vă voi, frate, să furi un Porsche și să-l bagi în Lidl, mă, frate. Ce voi ai să faci în seara asta? Să furi un Porsche și să-l bagi în Lidl. Și ați văzut și probabil și videoclipurile în care incendiau mașini și furau mașini clasice, frate, nu ca să se bucure de ele. Le furau ca să le... Bă, eu gândesc așa. Pentru că am avut foarte multe persoane care au murit.
și știu ce înseamnă moartea unui copil. Moartea unui copil înseamnă o durere într-o familie, deci toată familia e distrusă. Foarte mulți oameni după moartea copilului sunt distruși. E o durere foarte mare când moare un om. Înțelegeți? De asta zic, eu mă gândesc la chestiile astea, eu mă gândesc la maică sau mă gândesc la... le distrugă. În fine, zice aici și faptul că chiar și echipa națională de fotbal a Franței s-a alăturat apelilor pentru încetarea violenței printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare. Chiar și echipa națională de fotbal a Franței s-a alăturat apelilor pentru încetarea violenței printr-un comunicat postat pe rețelele sociale a capitanului echipei fotbal superstar Kylian Mbappe. De către capitanul echipei, fotbalistul superstar Kylian Mbappe. Deci, mai zice aici și că uciderea lui Nahel Merzouk, care este băiatul care a fost omorât în mașină, a declanșat haosul în Franța între poliție și tineri. Nahel a fost împușcat mortal marți dimineață în timp ce conducea o mașină în Nanterre, un mic oraș de la periferia Parisului. Conduceau pe bandă de autobuz când au observat că motocicletele poliției îi urmăreau cu girofaruri aprinse și au oprit mașina. El spune că unul dintre polițiști s-a apropiat de geamul mașinii și a spus lui Nahel să-l coboare înainte de a spune oprește motorul sau te împușc. Asta e, o zis un martor care a fost acolo de față. Apoi spune martor, ofițerul a lovit pe Nahel cu tocul armei sale, după care a sosit al doilea om al legii și l-a lovit și el pe Nahel cu tocul armei sale, potrivit Sky News. Nu te mișca sau îți trag un glonț în cap. Damn. Din câte am înțeles, eu s-a folosit ilegal de armă. Oricum, polițistul ulterior a fost arestat după ce s-a întâmplat toată chestia asta. Tinerii mai ales de culoare și arabi s-au simțit nedreptățiți, s-au simțit că vor să facă ceva împotriva rasismului care se întâmplă în Franța de către poliție. Așa că au venit revoltele astea. Și probabil ați văzut toate meme-urile alea care au apărut pe internet. Bă, frate, acum e un căcat, știi ce zic, e nasol rău de tot ce se întâmplă în Franța. Au ieșit o grămadă de meme-uri bune și unii oameni și în momente de genul au simțul umorului, bă, frate, pentru că ați văzut toate nebunile alea cu supereroi, bă. E hard as fuck. Așa că hai să ne uităm la video ăsta, Everyone Who Pulled Up in France. Damn Deadpool. Cu Deadpool nu mi-e frică. Oi. Bă. Doamne ferească. Nu. Ain't no way, bro, Kung Fu Panda pulled up to France. Da. Captain America, pula. Bă. Toți supereroi ăștia care intră în Franța. Uite și la asta, mă, cu aia, bă. Doamne ferește. Darth Vader. Gata, bă, frate, ești nebun? Bro. Damn, cât de hard poate să fie videoclipul ăsta, n-am să te mint. Joker. O dedicație pentru Patricia și Robert. Să se ducă Patricia să-l găsească pe Robert de bike cu Snapchat-ul deschis. Scuze. Să dea Dumnezeu să fie sănătoși, dar nu să multă să... Da! Spider-Man, bro! Bro, Spider-Man! Cel mai bun super-ero Spider-Man, frate, e preferatul meu. Și s-a terminat, Jack Sparrow, bro, ce face Jack Sparrow? Imagine, gândește că acel copil de culoare ce nu deține permis în următoarea 10 minute omora pe cineva. Dacă și cu parcă... O să fugă? Hai să fim sinceri, cu aia Spider-Man și Batman au fost și mai hard, n-am să te mint, Spider-Man și Batman. Vă zic acum, bă, un story time, n-are nicio relevanță cu tot ce se întâmplă prin Franța, dar vă zic un story time, mai de mult când eram copil mic, așa de obsedat eram de Spider-Man, aveam postere cu Spider-Man, aveam din ăla de pat cu Spider-Man, așa de obsedat eram de Spider-Man că outfit-ul meu preferat era un cercel cu un paianjen. Cercel din ăla cu magnet, cumpărat din piață, cu paianjen, bineînțeles, un tricou cu Venom și ceva pantalon din ăla galben cu flori. Bă, trebuia prins, arestat și judecat pentru faptele lui. Era hard as fuck outfit-ul ăla, bă, frate, pentru vremea respectivă. Eram înnebunit după Spider-Man. Este simplu. Bă, nebunie ce se întâmplă în Franța, oricum. Mă-s curios să văd unde o să se ajungă cu toată chestia asta, sincer. Oricum, eu am văzut prima dată și am auzit prima dată de toate revoltele astea, pentru că nu prea intrasem pe TikTok, dar am văzut...
Deși cel mai justificat răspuns mi se pare lui Eddie. Ambele părți au greșit. Văzut video-ul ăla când... Și uite și tu, când greșesc ambele părți, se întâmplă o nenorocire. S-a băgat cu Porsche-ul în Lidl și am văzut video-ul ăla, mă, frate, mă, când o eliberat elefanții din zoo. Băi, nebunie ce se întâmplă, frate, acolo, oricum. Mai țineți minte când au fost revoltele alea cu Black Lives Matter, cu George Floyd în America? Na, chestiile astea, sincer, mie mi se parcă de 10. Am reacționat, mă, la monicolinga aia, m-a zăpăcit, spamat 15 inși, am reacționat. Ori mai violente decât sunt alea din America. Bine, foarte, foarte mult footage din ăsta care îl vedeți voi aici cu supereroi și cu ce se întâmplă pe stradă, dar poate să fie și fake. Știi ce zic, poate să nu fie de acum, poate să fie de altundeva. Dar ideea e că tot se întâmplă revoltele astea insane. Și-s curios să văd unde o să se ajungă, frate. Sper că o să se termine cât mai repede și sper că oamenii o să primească dreptate, pentru că până la urmă, asta e cel mai important lucru, ținem cu oamenii, nu? Eu am fost Red, sunt curios de opinia voastră, n-am vrut să intru prea mult în politică, pentru că nu ăsta este locul să discutăm despre politică, sunt curios oricum despre opinia voastră, lăsați comentarii și ne auzim în videoclipul următor. A, da, încă o chestie vreau să vă zic, sunt live chiar acum pe...